Concursul a început cu o demonstrație făcută de câteva maici de la Mănăstirea Viforâta, cunoscute pentru îndemânarea cu care bat toaca. Copiii cu vârste între 5 și 15 ani au exersat luni bune înainte pentru a putea participa la acest concurs. Și am motive. Un asemenea om care a trecut hotarele României cu sufletul românesc. La biserică, frama aceasta care este locuitor și constătea cu noi viețuitor în această comună. Unde ai învățat la biserică? Toată stima și toată plecăciunea în fața acestui om, pe care vă rog cu toții să-l prețuim așa cum se cuvine. Da, și ciocanele. Mănăstirea Copiii este binecuvântată. Nu, nu mi-am făcut. Da, am existat și la biserică, am mai existat și acasă. Preotul organizator spune că acești copii vin frecvent la biserică și chiar el îi învață să bată toaca, de aici născându-se și ideea organizării unui astfel de eveniment. Reprezintă o manifestare spirituală pur ortodoxă, originală. Este toaca în Biserica Ortodoxă ca instrument de chemare la rugăciune. Este, are vechime din timpul Sfinților Părinți, chiar de la Vasile cel Mare, și ea se numește toaca Sfântului Vasile. El a bătut prima dată toaca și de la el se păstrează tradiția în Biserica Ortodoxă de a se bate toaca ca strigăt, ca și cântec de chemare la rugăciune. Noi facem cu copiii lucrul acesta, fiind mai puri, mai curați. Așa cum Mântuitorul spune, lăsați copiii să vină la mine, lor le-a pus Mântuitorul în mână toaca ca trompetă a îngerilor. Autoritățile locale din comuna Dâmbovițeană Cobi au un bogat patrimoniu cultural pe care acestea încearcă să-l valorifice prin atragerea turiștilor, bisericile din lemn fiind atracția zonei. Asta e un obiectiv esențial, atragerea turiștilor pe raza localității noastre, și să facem un circuit care să plece de la localitatea Podlogi, unde au aceleași monumente și ca la noi, la Covia, și să termine la Târgoviște, unde există aceleași monumente și ca și de cult. Aflat la prima ediție, concursul va purta numele celui care a ctitorit această mănăstire în anul 1572, Badea Stolnicul Bolosin.